Trecin a crezut un pădire, că îmi spun dacă nu. Dar și dacă o duce pe Lili, ne întoarcem tot așa, că a dat drumul la circulație. Da. Una e să o iei pe aici și una să te duci la cină. Ce dracu? Păi mă întâlțica, ce dracu? Ce îl sun? Ce mi-e frică de el sau de director? Ce dracu îmi face? Ce am ajuns la cheremă, la toată lumea așa să facă ce dracu? Păi vă spun și eu punctul meu de vedere, nu cred dacă e corect. Nu, cu frumos, nu cred, domn director, e normal, în față. Ca varianta cu șapte ori, că nu avem subvenționa și de trebuie să vă mulțumim pentru cum recepționa aici, avem ceva cu numele Bă Bucol, colegul. Dacă pică în weekend, nu se acordă zile după că citește codul muncii, că l-am citit și lui doamna Mihaela. Ai citit codul muncii înainte de a face pontajul? Citește codul muncii. Deci după tine? Mâine și vezi cum regles cu eu îi dau un giger pontajul să vină la tine cu cel mai. Să stabilească cu tine câte ore are. N-am. Păi stai mă, că zic el dacă n-a venit, nu că n-a lucrat. Ai fi în concediu de odihnă. Hai, îmi pare rău că am deschis iar subiectul. Nu, doamne, că așa este, că e în concediu de odihnă. Nu știu ce, dar toată lumea trebuie să aibă 168 de ore pe lună. Asta e. Zile de concediu, cu recuperare, cu fără plată, cu toate, de să adună stânga, să dreapta și să dea total de ore lucrate cu vârstul unu. Și Dumnezeu! Vorba lui Iuliana, de ce dracu îi le mai dat, spune X peste tot și gata. De ce să ne mai facă dacă nu? Că ia trei ore când îi le dau și ei pe mine. Și vede că nu le face bine. Ea nu are control. Când vine controlul sănături, când vede că le-am dat la ce îmi spune să pun un pe el, aici. Și gata. Cum să contez pe Giger mai puțin? Pe ce mea mai mici pe Giger mai puțin? Doamne ferit!
câți kilometri, când poți să te întorci de acolo, indiferent cât e de aglomerație, din barieră, până aici la noi.